Mușcată rezistentă la frig. Da, așa este. Este o varietate de mușcată rezistentă la frig. Nu este un ibrid, este o plantă perenă. Este originară din Europa, nu din Africa de Sud. Deci rezistă foarte bine la frig, rezistă foarte bine la căldură, rezistă la boli, nu se îmbolnăvește. Ar fi, să spunem, mușcata perfectă pentru balcoanele noastre. Doar că are o florescență puțin mai scurtă. Fiind o plantă perenă, nu are o florescență atât de lungă. Florește din luna mai până în luna iunie. Ce este interesant la această plantă? Că este foarte, foarte parfumată. Doar dacă treceți ușor pe lângă această plantă emană un parfum extraordinar. Totodată, acest parfum țin de parte foarte multe insecte, dar și țânțarii. Este destul să facem puțin așa pe lângă plantă și țânțarii nu ne mai dau niciun fel de problemă. Frunzele se aseamănă foarte, foarte mult cu frunzele de la mușcatele comune. De altfel și florile. Culoarea florilor mă impresionează pe mine cel mai mult. Un lila foarte, foarte intens, de altfel și un parfum foarte puternic. Cum vă spuneam, atât la frunze, pe tot timpul anului, cât și la flori. Și florile sunt foarte, foarte parfumate. Este un veșnic verde, nu pierde niciodată vegetația, doar că pe timpul iernii are mai puțină vegetație. După care, în primăvară, explodează. Trebuie să vă spun că această plantă, pe care o vedeți, am cules-o din natură. Am luat un mic butaș pe care am dezvoltat-o și mai apoi am cultivat-o într-un ghiveci mic, într-un ghiveci destinat plantelor de bonsai, dar nu asta este important. După care am trecut-o pe această piatră, dacă vedeți această piatră imensă cu găurele, se poate cultiva în ghivece mai mici, mai mari, în jardiniere, se poate cultiva în grădină. Nu este deloc pretențioasă această plantă. Rezistă foarte bine și la secetă, deci putem să o uităm, să o dăm din când în când, nu se întâmplă nimic, nu se întâmplă ca și la mușcatele comune, ca și la mușcatele normale. Are nevoie de foarte puțin pământ, se mulțumește cu foarte puțin pământ, fiind o plantă de munte, de pe colinele stâncoase. După cum vedeți, această plantă este cultivată pe această bucată de piatră, are foarte puțin pământ. Nu pot să vă arăt acum cum am făcut procedeul de a monta această plantă pe această piatră, pentru că am făcut-o acum 4 ani de zile, dar pot să vă arăt cum se înmulțește această plantă. Se ia pur și simplu un picioruș de la această plantă. În frunzulițele cele mai bătrâne, cele din partea de jos acestui butaș, lăsăm doar 2-3 frunzulițe în partea de sus. Iar această parte, pur și simplu, o introducem în pământ, fără niciun fel de agent radicant, fără niciun fel de hormon radicant, înrădăcinează foarte, foarte bine. Se mulțește și prin drajon. Chiar am observat că mușcata mea a găsit o gaură în această piatră și a ieșit undeva în această parte. A împins un drajon și a ieșit chiar aici, în partea de jos. Se fertilizează cu un fertilizant comun, un fertilizant pe care îl folosim la mușcate, la ciufine, în general un fertilizant pentru plante înflorite, pentru a stimula și florescența la această plantă. De unde se poate achiziționa această plantă? De curând, un producător de la noi din țară, mai exact domnul Dan, de la Grădina lui Dan, cu canalul YouTube Grădina lui Dan, a început să înmulțească această plantă, să o reproducă. Bineînțeles, tocmai de la această plantă. În iarnă, i-am trimis câțiva butași
și a reușit să le mulțească, le-a mulțit un procent de 100%, toate plantele s-au prins. Efectiv, eu am trimis domnului Dan, pe care îl și salut cu această ocazie, un caș de acest fel. Cum ne comportăm cu această plantă pe timpul iernii? E bine, o lăsăm afară. Trebuie să stea afară, trebuie să facă repausul vegetativ, chiar dacă este un veșnic verde, trebuie să facă acest repaus vegetativ. Iar în primăvară va avea o explozie de culoare, o explozie de fluorescență. După cum vedeți, face, după fluorescență, reușește să facă semințe, se poate înmulți și prin semințe. Dacă reușim să ducem la maturare acești boboci să ne producă semințe, putem efectiv să înmulțim prin semințe. Semințele sunt foarte, foarte evidente. Se prezintă cu mici umflături care apar imediat după fluorescență. Deci după fluorescență, această mușcată își pregătește semințele. Este o plantă perenă, deci își pregătește semințele pentru a se putea reproduce. Noi putem să culegem aceste semințe, să le lăsăm la uscat, iar undeva în toamnă, prin luna septembrie, putem să le semănăm atât în grădină sau să ne reproducem alte plante care vor fi exact ca și planta mamă. Este chiar și o plantă curgătoare. Dacă observați aici piciorușele care au mai rămas după ce am tăiat butaș și i-am trimis pentru înmulțire, să găsesc cumva un picioruș mai lung să vă arăt cum se dezvoltă această plantă. Stai chiar pe acesta de aici. Tăia două, dar nu e nicio problemă. La fiecare internod, nu știu dacă se observă, la fiecare internod a fost cumva o frunzuliță. După ce frunzele se ofilesc, planta merge înainte și creează acest picioruș. Cu timpul, acest picioruș merge în jos, dacă nu întâlnește niciun obstacol, merge în jos, deci dă efectul de o plantă curgătoare sau, dacă este menținută de celelalte frunte, acest picioruș urcă ușor, ușor în sus. Vedeți cum dă acest efect de coroană bogată, compactă, tocmai de aceea, pentru că aceste piciorușe încearcă să-și facă loc pentru a găsi lumina și le înaintează, deci se formează acest picioruș treptat. Din aceste piciorușe putem obține foarte, foarte multe plante. Eu în fiecare an tai aproape jumătate din această plantă, se dezvoltă foarte mult. Îmi pare rău de multe ori să o tai, dar de multe ori vreau să văd și puțin din aspectul frumos al pietrei. Tocmai de aceea am pus această mușcată pe piatră, pentru a avea mai multă natură lângă mine, în casă, pe terasa mea. Timpul de înrădăcinare la butașii de la această mușcată sunt foarte scurți. Într-o lună se pot obține rădăcini suficient de dezvoltate pentru a fi replantate în grădină, pentru a fi replantate în jardiniere. Cu cât rămân mai mult în jardiniere, cu atât devin mai bogate. Nu va trebui să schimbăm pământul frecvent. Probabil dacă punem în jardiniere această plantă, putem să o ținem și pentru 7, 8, 9, chiar și 10 ani de zile. Dacă tot suntem aici, la această misterioasă plantă, vă mai arăt una dintre plantele mele preferate. Se numește Euchera sanguineus. Această Euchera este din nou o plantă perenă, rezistentă la frig, veșnic verde, se poate pune în grădină. Am să vă aduc pe acest canal noutăți cu plante ce le putem cultiva în grădinile noastre, care ne dau culoare, plante autohtone. Probabil nu ați auzit de toate aceste plante perene.
am să încerc să vă aduc la cunoștință, să vă aduc foarte multe informații. Sper că mi-a fost util și acest video. Sper că vă place această plantă. Aștept sugestiile și părerile dumneavoastră. Până la următorul video, eu vă spun la revedere!